Bună dimineața, București! Bună dimineața, București! Cu Mirela și Răzvan. 9 și jumătate este ceasul la București FM, dragii mei. Suntem pe site-ul bucureștifm.ro, pe Facebook-ul nostru București FM și în direct pe București FM la 98,3 FM. Înainte de a spune bună dimineața invitaților, vreau să aduc aminte un detaliu foarte important și calul lui Harap Albion, un prieten de legiște. Cum îl chema pe cal Răzvanu, știi? Nu știu, nu mai țin minte cum îl chema pe cal, tu mai țin minte? Personaje? Nu, dar îl chema cumva, nu cred că îl chema. Îl chema doar Harap Albion spre el, dar de nume nu știu. Poate le aducem aminte dimineața asta, SMS la 0741222202. Până atunci însă avem invitații în studio. Bună dimineața. Bună dimineața. A venit Noel Toto. Cum să spunem? Au venit Noel Toto sau a venit Noel Toto? A venit, dar suntem ambii membri proiect. Deci da, eu ești Noel Toto muzical. Într-un fel, da. Da, tu ești Noel și tu ești Toto, da? Ah, perfect. Da. Deci cine Noel și cine e Toto? Că stai să stabilim. Cred că Noel e Nicoleta, da? Nicoleta și Andrei Tostogan sunt eu. Ok, gata. Ne-am lămurit. De unde sunteți? Din Chișinău. Din Chișinău amândoi. Am înțeles. Da, am zis de unde sunteți, din Chișinău. Dar de unde e proiectul din Chișinău? Da, gata, ne-am lămurit. Dar ne-am înfrățit cu Bucureștiul de 3 ani. Suntem de 3 ani. De 3 ani? Da. Bine. Eu acum mai încoace. De mai mult. Înțeleg că ai fost și la un talent show, ai fost foarte apreciat acolo și acum deja ai propriul proiect, da, în urmă cu 2 ani. După asta, da, am început colaborarea la. De cât timp colaborați voi doi? Cred că un an după proiect, alături de Călin Goia, care este și managerul proiectului nostru. Călin Goia, solistul de la Voltaj. Exact. Da, avem norocul să ne ghideze muzical. Ideea este că dacă pleacă un membru din trupă, tu să iei primul loc. Asta e, cred că, nu? Nu. Ne lucrează în studioul lui, Tam-Tam în studio, unde a fost și făcută piesa Pam Pam. Am o întrebare, v-ați cunoscut aici sau în Chișinău voi doi? În Chișinău. Ne știam de multă vreme, dar am văzut-o acolo, la acest talent show care și a aici în România. Da, aici în România. Ți s-a pus poata pe ea. Da, mi-a plăcut foarte mult prestația ei de acolo. Nu doar mie, cred că. Și uite să. Noel, Nicoleta, Nicoleta, cine te-a recomandat pentru proiectul ăsta? Te-a ajutat Loredana? Nu, am luat legătura. Loredana m-a ajutat și ea în foarte multe lucruri. M-a luat cu ea în concerte. Însă noi am început colaborarea știindu-ne deja, pentru că el a fost să mă susțină la acel proiect. Și tot așa au început discuțiile și am ajuns să fim acum într-un proiect. Proiectul ăsta a început de ceva timp, de vreo jumătate de an, da? Cam așa a început să lucreze la el. E puțin, cred că de mai mult timp. Dar pentru piesa asta, cam așa. Sunt deja pregătite și alte lucruri pentru proiect, adică mergeți mai departe în concerte și chestii de genul ăsta. Proiectul e de un an, dar piesa e de jumătate de an. Sau invers, piesa e de jumătate de an. Piesa e de jumătate de an, dar proiectul poate să existe de ceva timp. Da, piesa existe de mai mult, de vreun an, cum a zis. Concerte, cum s-au spus concertele? Că mie îmi place să întreb de chestiile astea. Concerte încă nu avem. Avem concerte în Chișinău, în Republica Moldova. Da, păi acolo sunteți acasă. Exact. În Rusia v-a chemat cineva? Nu. Ucraina. Deci am fost prin Ucraina, exact. Deocamdată lucrăm la noile piese, avem câteva idei de piese și trebuie să vedem care este următorul single cu care vom veni foarte încântați la voi. Să înțelegem că sunt mai multe piese gata și n-ați ales deja următorul single. Da. Da, avem 5 demo-uri deja făcute. Suficient pentru un recital, să știi, pentru început. Da, de un concert. Mă gândesc așa de sărbători să realizăm un concert București FM și să vă invităm să cântăm acolo vreo jumătate de oră. Da? Inclusiv piesa asta pe care o să o auzim imediat, Pam Pam. De ce Pam Pam? Că vine de la Tam Tam Production sau? Nu, pentru că atunci când ne-a venit nouă inspirația, într-un fel, am început să cântăm la pian și primul lucru care ne-a venit în cap, din melodie și din tot, a fost Pam Pam. Asta a fost nota de început. Și după aia a venit. Despre ce e vorba în piesa asta? Despre dragoste, despre subiectul ăsta. Așa e cu dragostea când te lovește, pam, pam. Da, și totuși are un mesaj pozitiv. Da, părerea psihologului, vă rog. Nu, că mă gândeam la mâna ei așa și mă gândeam, e verighetă, e inel, e verighetă, e inel. Dar văd că Mirela e un fin observator al unor lucruri. Nu e. Și acum următoarea întrebare, e un proiect... Și ce vrea să zică el? Nu eu. Sunteți și iubiți? Nu, suntem împreună în acest proiect. Am înțeles. Dar se iubesc așa ca doi oameni care lucrează împreună. Da, am înțeles. Da. Hai să auzim piesa Pam Pam și revenim de îndată pe 98.3 FM și online pe bucureștifm.ro. Pam 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 pam. Sun has gone down for me. You kept it shining just for you.
It isn't fair, cause you don't care, no you don't care. Now it's rainy days for me, I've given all my love to you. It isn't fair, my soul is bare, my soul is bare. Oh. Something I can't get out my heart, can't get off my mind. Oh, I miss you, I miss you. De mică sau e unul... Păi de Nicolae, de la Nicoleta. Nu mă, eu am înțeles, dar dacă... Am înțeles, deși sunt brunetă din când în când... Vopsită. Vopsită, da? Nu, 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 sunt brunetă, natural. Așa ai zis că ești vopsită. Natural. Am trei fire albe și pe alea le-am dat cu pensula, nici măcar n-am trei fire blonde. Niște... N-ai insistat prea tare. Acuarela acasă, da. Deci Noel e în proiect, așa... Da, așa da? Ne-a venit nouă, mă rog, inspirația. Am deci avut o listă mai lungă. Nu. De până să devii artist. Nu, asta nu. Am întrebat. Da, poate, dar i-am înțeles. Poate de Sfântul Nicolae facem un concert cu ea, dacă tot o cheamă Noel. Da. Dar ce zici? Tu propui, nu știu, tu ce trebuie să dai capul, tu trebuie să ne aducă dulciuri. Dulciuri? A, voi sunteți cu asumat. Și de Crăciun, și de Crăciun la concerte, că tot înseamnă Noel... Crăciun, apropo de concerte, apropo de sărbători, unde sărbătoriți aici în România sau mergeți în Republica Moldova de sărbători? Știi că la noi Crăciunul e mai târziu, cu două săptămâni. Ei, a, da? Nu chiar, că facem și noi pe 25. Păi voi sărbătoriți pe vechi sau pe nou? Da, și pe vechi și pe, nou. Ce avantajă sunt oamenii ăștia, vin în România, sărbătoresc pe nou, se întorc acasă și sărbătoresc și pe vechi. Exact. Că aveți bani, adică... Mai mult tot în România sărbătorim și de 7. De obicei adică mergem pe vechi în munți. Da, pe 7 la noi, da. Ianuarie este Crăciunul. Când și la noi se termină sărbătorile, încep la voi. Da, și majoritatea moldovenilor au început să sărbătorească aici. Noi avem concediu pe 7. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Devin foarte mulți cântăreți de acolo, de peste Prut, aici în România. Uite, voi am mai avut câteva surprize de pe acolo. Alex Mațaev a mai venit pe aici, mi se pare, la București. Cătălin Josan tot de acolo vine. Da, da. Multă lume a început să vină de acolo din Republica Moldova. Vă e drag vouă așa de București? Pe lângă, da, pe lângă faptul că ne și place aici, sunt, cred că, mai multe șanse și mai multe oportunități. Cred că asta e. Industria muzicală e mai bine pusă la punct în România decât în Republica Moldova? Da. E diferit sistemul de showbiz, așa pot să zic, dar eu toată viața mi-am dorit să trăiesc în România și uite, am realizat acest vis de 3 ani. Chiar mă bucur într-un fel că sunt aici.
Răzvan a avut un alt vis, de a trăi din Constanța în București, și iată că a reușit și lui. Și uite, am reușit și eu. Da, important e să-ți dorești foarte mult. La Radio București se realizează. Uite, vezi, din totdeauna, de vreo 3 ani de zile, de vreo 3-4 ani de zile. Ia, să facem jingle. La Radio București se realizează mai multe, la Constanța poate mai puțin un pic. Da. Păi de-aia mi-am dorit din totdeauna să realizez materialul cu Mirela Oprea. A fost visul meu. De când m-am angajat la radio, din 2007. Avea un coșmar, băi, să mai fie Mirela Oprea până cresc eu mare pe matinal, că altfel o pierd, ce mă fac? Venea înapoi, nu e niciun fel de problemă. Da, da, da. Mă, ce să zic, să aveți mult succes, e un pas important, bănuiesc, în carieră, și ați mutat și muncit mult în perioada asta ca să ajungeți, da, vi se pare greu drumul ăsta? Mai ales că unul dintre ei, cred că tu, da, unul dintre ei a făcut naveta foarte des pe aici, prin București. Ambele facem des, dar eu cam la fiecare două săptămâni sunt ba acolo, cam și artiști cu care lucrez din Republica Moldova. A, tu ești și producător? Da, eu fac producția. Și de ce nu vin ei aici, dacă tot se dezvoltă piața aici? Văd că toată lumea din Republica Moldova vine la București. De ce nu vin ei? Da, să mai rămână. Mai lasă-mi pic. Veniți aici, produceți aici și după aia mergeți să concertați în Republica Moldova. Întrebam dacă vi s-a părut greu să pătrundeți pe piața cu piese. Este complicat. Este mereu, încă greu. Da. E mai greu la început, când ești un artist nou și o piață destul de mare, pot să zic, este, că România este, pe lângă Moldova. Care suntem mai micuți. Avem norocul de casa de discuri, care se ocupă de noi, Mendea Pro, și Călin Goia. Exact. Creștem cu pace. Cum l-ați găsit pe Călin? Eu sunt la el în casa de producție de 2 ani. M-a găsit el într-un fel, a ascultat o piesă, m-am bucurat foarte la Tam Tam Studio, da? Așa ne numim. Suntem o echipă mai mare. A ascultat el un demo pe care l-am făcut eu, l-am trimis, i-a plăcut, m-a invitat la ei și am rămas super încântat. Mă gândesc că e important faptul că Călin Goia în muzica românească e un nume. Da, pot să zic că e mentorul meu aici. El total diferit mă învață cum trebuie să fac lucrurile, cum le făceam. E cam ca la mine și Răzvan, eu sunt mentorul lui, știi? Deci cam... Ți-am spus când doresc de mult. Uite, cifră magică, 7. De 7 ani tot doresc să realizăm matinalul împreună. Noi el tot va deveni cu siguranță un nume, așa cum este Călin Goia și cum este și trupa Voltaj. Întrebare, o altă întrebare. Te rog. Dacă n-ați fi făcut muzică, ce-ar fi fost? Eu cred că aș fi jurist. Eu și-am făcut studii de drept, am terminat masteratul în dreptul de autor. Da, na, sper să nu mai fiu jurist în viața. Drepturi de autor? Am făcut, da, masteratul în drepturi de autor. Ok. De-aia ești un foarte bun producător, că știi despre ce este vorba în industrie. Cam așa, da. Călător. Cum? Călător? Călător. Adică îți place să te plimbi. Așa ce vrei să faci când te faci mare? Călătoresc. Sau ghid, nu? Ghid, exact. Stoardeză pe tarom, ce se place să faci? Aș accepta să învăț. Știi că stoardezele fac grevă în perioada asta, nu e prea... Nu toate, măi, doar de la tarom sau de grevă. Na, dar știi cum era? Că era întrebarea, ce vrei să faci când te faci mare? Musafir, așa și ea, călător. Călător, da. Da. Succes, ținem pumnii strâns să urce piesa. Sfatul psihologului Mirela. Și când ajunge, asta este, când ajungeți vedete de adevăratele, să ne băgați așa în seamă și pe noi, adică să nu mai decât, da? Să mai veniți pe la noi, da? Nu mai să venim, da. Bine, mare drag. Bine, ne apropiem de ora 10, în vreun sfert de oră, de 10 ori România, plecăm pe programul acasă. Studiilor regionale, astăzi de la Radio Cluj. Deocamdată sunteți cu București FM pe 98.3 FM. Plecăm acasă, da. Plecăm acasă, da, alături de Smiley, două mere, două pere. La revedere și pe mâine dimineață la 6 trecute fix pe la 7 fără ceva. O zi perfectă și plină de zâmbete. Toate bune.